make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Mihrel Rădoi la Steaua. Avem, după cum vedeți, meciul în deplasare împotriva Oțelului din Galați. Echipa noastră este pregătită, am făcut câteva schimbări, primul 11, l-am introdus pe Cedric Jugue, Bugema și Gabi Iancu. Ok, să-i dăm drumul, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să susțineți în continuare această serie frumoasă. Vom juca cu echipamentul din deplasare, să dăm play match. Meciul începe, să vedem cum va decurge însă. Să este o schemă foarte periculoasă, șutul este alături de partea lui Peterson pe Sania. Reușim aici să scăpăm cu ceva șansă și să sperăm că vom fi mai atenți la micile detalii, pentru că la un nivel înalt micile detalii fac diferența. Recuperăm foarte bine aici prin Gabi Iancu. Gabi Iancu, nu, ce neinspirat, cât de prost să fiu aici, cât de retardat pot să fiu să dau pasa asta cu Gabi Iancu. Cum să dau pas? Băi, fața părții, ce vrei mă să faci? Alegem numai, deci numai prostii de amator facem, ne complicăm fața părții când trebuie să dai și dai pasă. Greșeală de amator și iată ce baftă am. Cred că s-a cam accidentat acolo, era să accidenteze cel puțin, cred că Fernando Varela. Noroc că nu s-a accidentat stâlpul nostru, Fernando Varela. Acum Kipciu cu o pasă filtrantă încercată de Alex Kipciu, însă nereușită. Un Brigido, ce pasă de artist de Brigido aici pentru Cernat. Varela este, cum spuneam, stâlpul nostru și reușește să recupereze. Nu prea îmi vine să cred ce ratare am avut, dar trebuie să trecem peste și să o luăm de la capăt. Al Senat, monumental și în apărare, dar și în ofensivă, Jansoni Al Senat. Și acum Gabi Iancu, pasă bună la Hamrun, îl vede aici bine pe algerian. Hamrun a încercat să treacă frumos de Michelericu, dar acesta l-a oprit. Interceptează Hamrun, din păcate mingea ajunge tot la Ruben Brigido. Al Senat din nou cu o recuperare bună, cursă frumoasă a lui Al Senat, are viteză Al Senat, Al Senat lasă adversarii în spate și centrează Al Senat. Bugema, pasă excelentă a lui Bugema, superbă pasă a lui Bugema. Nu, din nou Iancu, ne mănânci tot meciul, Gabi Iancu. Oh my god, ce ratare, Iancu, rămân fără aer aici. Teixeira încearcă să lanseze în careu pe Hamrun. Rămân fără aer, iată ce atac au aici gălățenii. Lovitură, un fault urât făcut de Jugue. Iată ce fizic de invidiat are aici camerunezul. Dar fault urât al lui Cedric Jugue. Kipciu la balon, Kipciu la balon, Kipciu continuă. Trece frumos Kipciu, alege o pasă la Bugema. Bugema încerca să-și facă balonul pe șut, dacă vă interesează cumva Bugema la această fază, dar a pierdut balonul. Ce contraatac periculos, ne refiem în cele din urmă. Cernat este nevoit să întoarcă, dar minge periculoasă în careu. Oh my god, nu cred, Iulian Popa reușește să marcheze pentru Oțelul Galați care deschide scorul. Popa reușește să marcheze pentru Oțelul. Iată faza care ne-a nimicit. Popa, câtă creșița. Cred că mingea a fost deviată, altfel nu-mi explic cum de s-a dus așa. 1-0, din păcate, pentru gălățeni. Surprinzător, deoarece n-au mișcat această repriză și iată cum reușesc să deschidă scorul. Aganovi, Bugema era, Bugema în careu, însă a pierdut un tempo și a rămas în offside, din păcate, Damian Bugema. Schimbare, iese chiar autorul golului, Popa, a ieșit de la Oțelul Galați, el are numărul 20. Trebuie să revenim, haideți, hai băieții mei, că se poate. Este Bugema, Bugema pierde balonul și el. A intrat Aganovic în locul lui Hamrun, care nu mi-a plăcut deloc cum a jucat. Acum Teixeira cu recuperare bună, Bugema pasă cam tare la Kipciu și Iancu. Iancu și mai departe, superb la Bugema. Bugema, gol! Damian Bugema! 1-1, egalăm prin jucătorul nostru de senzație, Bugema. Un jucător care s-a dat o impresie foarte bună la Petrol. Iată cine a fost oare cu această pasă, Marquinhos a fost.
cu pasa aceasta genială pentru Damian Bugema. Minutul 77 este 1 la 1. Să pregătim și o schimbare care sperăm să fie inspirată. În locul lui Iancu intră Gregori Tadeș și mai avem una la dispoziție. Va ieși Tecșeira și va intra Nicușor Stanciu. Acum să vedem cum va decurge aceste minute care au mai rămas. Vor fi foarte importante pentru noi, să sperăm că vom face tot ceea ce avem nevoie. Tade trebuie să fie decisiv. Dacă va fi decisiv, va crește mult în ochii mei Gregori Tade și nu vă mai trimite la echipa a doua. Acum Varela foarte bine recuperează și pasează la Guilherme. Guilherme însă greșește pasa care trebuia să ajungă balonul la Marquinhos. Recuperăm însă aici foarte bine Stanciu, noul intrat. Stanciu, noul intrat, nu reușește să păstreze balonul în posesie, dar recuperează din nou Bugema, tot Bugema și în apărare și în atac, tot Bugema. Stanciu pasă, nu foarte bună din păcate pentru Marquinhos, minutul 84, 1 la 1 continuare împotriva gălățenilor. Să sperăm că scorul nu va rămâne așa și va crește în favoarea noastră. Este offside, este offside aici la Cernat, care nu s-a remarcat cine știe cum. Poate una din, adică una din ultimele șanse sau chiar poate ultima. Iată-l pe Bugema pentru Kipciu. Kipciu trebuie să ne arate clasa lui. Alex Kipciu apără Dominguez și Tade gol! Gregory Tade! Gregory Tade cu capul său fenomenal reușește să marcheze pentru scorul de 2 la 1 și să întoarcem scorul. Gregorita de cu capul, iată că este decisiv pentru noi acest francez, acest ivorian de origine franceză. Tade continuă aici, nu are cel mai bun control, nu este cel mai tehnic jucător, dar e un jucător de forță care își face treaba așa cum trebuie la noi și reușește să marcheze încă un gol. A intrat locul lui Iancu, o schimbare inspirată făcută de Mirel Rădoi la Steaua. L-a băgat pe Tade pentru a marca și asta a făcut francezul nostru Gregorita de. Iată acum pe Stanciu, pasa lui Stanciu nu este cea mai bună, cred că mai bine trebuia să trag, dar nu mai contează, scorul este, dragi prieteni, 2 la 1, batem cu un gol din minutul 90 al lui Gregorita de, batem, reușim un meci foarte greu, nu mă aștept să fie atât de greu cu oțelul, dar iată că surprizele apar de la cine te aștepți. Și cum spuneam, Giugue s-a accidentat și va lipsi de pe gazon 3 săptămâni. Să facem echipa pentru acest meci și Gregorita de vrea să joace și așa se va, și se va întâmpla. Bugema va rămâne titular, Stanciu, Kipciu, Pap titular în acest meci destul de greu. Și cam aceasta va fi echipa noastră. Să vedem cum ne vom descurca împotriva celor de la CFR Cluj. Suntem pe locul 3. Astra este primul loc. N-am văzut însă cu câte puncte fața noastră. Home și play. Dispunem aici de o lovitură liberă. Suntem în startul meciului. Este Nicușor Stanciu. Stanciu trage direct pe poartă. Destul de periculos. Un expert în lovituri libere, Nicușor Stanciu, a dat niște goluri foarte frumoase din astfel de faze în acest sezon. Însă a tras puternic, dar nu a prins cadrul porții la această lovitură liberă, Nicușor Stanciu, titularizat în acest meci. Este, va fi un jucător important, vă dați seama de carul nostru, Nicușor Stanciu. Iată acum pe Fere Bori Dore, fost jucător de la Potrelul Ploiești și acest Dore. Stanciu din nou, Varela, excelentă pasă pentru Guilherme. Guilherme are spațiu de manevră, Guilherme îl ajută aici Marquinhos, mingea la el se duce Marquinhos. Marquinhos! Hai de cap, de ce n-am dat acolo pase? Ce am în capul ăsta bătut de soartă? Nu înțeleg și iată contraatac care ne poate costa foarte mult. Este Ghima la balon. Hai de capul meu! Parcă are lipici acest Paul Pap, cât de frumos a reușit să îl deposedeze. La 18 ani cred că era capitan la FC Botoșani, Pap, dacă nu mă înșel. A jucat și la Vaslui, la Chievo, a venit împrumutat la Steaua, iar Steaua l-a cumpărat până la urmă de tot pe o sumă de bunicică, 850.000 de euro. Iată-l pe Sitia, are chef de joc, are poftă de joc Guilherme. Acum Kipciu pentru urcarea lui Varela, pasă interceptată de Dea. Dore foarte periculos în careul nostru. Fere Bori de Roi se întoarce și pasează la Muniru. Suley Muniru a încercat să îl învingă aici pe Peterson Pesania.
Rădoi l-a luat pe Muniru, noi nu am făcut asta și iată că încerca să ne demonstreze, să ne facă, să ne pară rău aici Sulei Muniru. Iată ce lansare bună a lui Al Senat. Cine putea să dea această pasă decât Al Senat și Kipciu pentru Tade? Cred că va fi corner la această fază, cum spuneam, corner, să vedem cum vom bate, este Kipciu, concentrare bună pentru Paul Papă, respinge Dore și acum Staciu din vole! Pe centru, apără Mincă, corner din nou pentru echipa noastră, a ieșit un jucător accidentat de la CFR, iată acum pe Tade pentru Marquinhos și Marquinhos, golazo! Marquinhos reușește să marcheze un golazo din pasa lui Gregory Tade. Ce șut puternic, superb, prinde aici jucătorul nostru. 1-0 în minutul 36 împotriva CFR-ului. Se pare că începem să fim într-o formă foarte bună și iată-l ce bine recuperează Gregory Tade, cursă frumoasă, Tade, nu este niciun jucător înalt aici în careu, balonul este respins cu ușurință de cei din Gruia, de Ardeleni, deacă contraatacul care se oprește aici, din păcate, pentru ce ferici, din fericire pentru noi. Ghima pentru Muniru în careu! Muniru, din păcate, nu reușește să rateze și el. Nu reușește să rateze. Păi de ce, mă, nu reușești să ratezi? Pentru asta o va costa mult pe echipa voastră. Iată pasa lui Ghima, de artist și drept. O pasă foarte frumoasă a lui Ghima și Sulei Muniru egalează în minutul 52 pentru CFR Cluj. Muniru ne face să ne pară rău că nu l-am luat. Tade împotriva fostei sale echipe, ca și Hamrun împotriva oțelului, nu prea s-a remarcat. Poate că n-a, e milă să dea gol echipei care l-a lansat aici pentru a ajunge la Steaua Șanturia! Senzațional! Iată ce portar de clasă avem! Libera Șanturia, iată, singur cu Pesania, cât de inspirat a fost portarul nostru de mare experiență, Peterson Pesania, a ieșit și coșmarul nostru Muniru, să facem și noi o schimbare, sperăm să fie una inspirată și aceasta este Bugema, de această dată intră Hamrun, Iancu și Aganoviș, nu, va intra Vâlceanu în locul lui Kipciu. Iată ce schimbări, trei schimbări făcute în acest moment de echipa noastră, care sperăm să dea roade și să fie o surpriză plăcută acest Vâlceanu care l-am introdus în această partidă. Iată acum o șansă de contraatac cu noul intrat Gabi Iancu, are viteză bună Iancu pentru Marquinhos, pasă greșită din păcate a lui Iancu. Păcat, începuse frumos, nu-i nimic, mai avem timp la dispoziție. Hamrun pentru Vâlceanu, Robert Vâlceanu cu o pasă bună la Marquinhos, nu, ce pasă e asta, nu pot să cred ce pasă de șantierist a dat aici Marquinhos. Minutul 90, oare vom reuși să câștigăm și în această partidă în Gruia, de fapt este pe terenul nostru, dar cu cei din Gruia. Minge către Hamrun în ultima vreme nu a avut o prestanță foarte bună și iată că nu reușim, doar 1-1 pe teren propriu cu CFR Cluj, schimbările noastre de această dată nu au dat roade, oricum tandemul meciului cu o notă de 7, chiar dacă a ieșit în această partidă de pe teren Gregory Tade. E bine să facem echipaj pentru acest meci, Hamrun titular, Iancu, Aganoviț, Vâlceanu și aici Toșca și Cojocaru va juca în acest meci împotriva celor de la Săgeata Novodare în Cupa României în 16-imi pe terenul nostru. La 9 dimineața se joacă, să vedem ce vom face oare împotriva celor de la Săgeata Novodare, care a fost acum două sezoane în Liga 1 și se spune că ea l-a lansat până la urmă pe Mihai Roman, jucător care a fost urmărit mult de Steaua în precedenta vară și iată deschide scorul. Iugurta Hamrun reușește să deschidă scorul în minutul 54, Toșca și el Galben și Aganoviș la fel. Ciocan s-a mai accidentat aici și iată că meciul se încheie. Batem prin golul lui Iugurta Hamrun cu 1-0. Meci frumos în care batem
prin golul lui Iugurta Hamrun, simulăm și pe acesta cu Ceahlău Piatra Neamț, același prim 11 ca și în Cupa României. Să vedem repede ce facem. 1-0, Vâlceanu este cel care marchează de această dată. Suntem pe locul 3 cu câteva puncte bune în spatele Astrei. Deci clasamentul arată în felul următor: Astra este pe primul loc cu 21 de puncte, wow, maximum din câte se poate, 21 din 21. Pandurii pe locul 2 cu 16, noi pe 3 cu 15, Petrolul, care avem episodul următor, meci cu ea, pe locul 4 cu 14 puncte, la urmărită de Rapid pe 5 cu tot cu 14 puncte, Dinamo abia pe 6 și ASEA pe 7. Și cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!